Bună ziua, bun găsit la întâlnirea noastră săptămânală, din nou despre educație. De fiecare dată încercăm să aducem în discuție cât mai multe elemente din ceea ce se întâmplă în școala românească și de fiecare dată căutăm persoane care își doresc să se implice la modul în care să se simtă acolo plus valoarea de care avem nevoie. Astăzi stăm de vorbă cu domnul profesor Bogdan Petrache, dar nu o să vă spun eu mai multe despre dumnealui, pentru că o să-l întreb despre ce face, unde face și cum face lucrurile să funcționeze pentru educație. Bună ziua, bun venit și mulțumesc că ați acceptat invitația. Și eu. Mulțumesc și eu de invitație. Bun, deci haideți să începem. Numele meu este Petrache Bogdan, cum s-a precizat. De 13 ani în învățământ. Aș zice că a fost o curiozitate intrarea aceasta în acest univers al educației, pentru că 18 ani am lucrat în cadrul Petrom. A fost un moment în care a trebuit, un moment de cotitură unde a trebuit să iau niște decizii și evident s-a întâmplat acest demers în 2009. La început pot să zic că stângat și după aceea ușor, ușor lucrurile s-au pus pe un făgaș normal. Chiar îmi face plăcere, cu toate că mai sunt momente în care aș zice de ce nu să încerc și alte perspective. Asta pentru că în momentul în care intrăm în școală, acolo avem acele bariere și niște piedici așa care din când în când ne mai înfrânează entuziasmul, deși da? Nu renunțăm la entuziasm. Da. Mi-aduc aminte că era așa, eram prim de vervă în primii ani, după care constatam că parcă lucrurile nu sunt cele funcționale, cele dorite de mine, dar evident găseam mereu resurse, pentru că într-un fel putem să luăm aceste resurse de la copii. Ei cât de cât ne ajung să ne transmită acea energie care să, la un moment dat, să zic, ai, ok, trece și anul acesta, vedem ce va fi la anul. Așa simt și eu și dacă nu mi-a ieșit ceva bine astăzi, las că e și mâine o zi. Exact. Mâine sigur o să pot să fac ceva care să conteze și cu care să mișc lucrurile. Da. Dar oare asta ține cumva doar de entuziasm? Nu. Dacă ne mergem pe tărâmul educației, vorbim de creativitate și atunci o persoană creativă are nevoie mereu de curiozități, mereu de explorarea acestui univers, unde la un moment dat copilul e posibil să îi se întâmple acel declic care să zică, wow, uite, mă regăsesc, încep să mă cunosc. Că aici e o mare problemă. Aici, în cazul de față, mă refer la elevii de clasa 10-a, iată, psihologia acolo se studiază, dar și la post-liceală. Liceul unde predau, ca lucrul acesta nu l-am menționat, Sfântul Apostol Andrei are clase de post-liceală unde acolo ne întâlnim cu adulți. Și acolo constatăm destul de multe lucruri iarăși nefirești, unde la 25, 30, chiar 40 de ani, acești oameni caută să o ia de la capăt, se reinventează pentru o nouă profesie. Ceea ce, pe de o parte, poate fi greu, că sunt cu familii și atunci trebuie să ia toate demersurile acestea. Dar în același timp este și curajul. Sigur, de a sigur. Fi ceva ce își doresc, pentru că nu au reușit să împlinească acest ideal în timpul în care poate n-au fost coordonați corect, poate au făcut niște alegeri greșite și nu au fost ascultați, văzuți, cât să poată fi îndrumați. Pentru că, hai să vorbim puțin, pentru că mi-ați spus de liceu. Da. Ați avut contact doar cu copiii de liceu, doar cu persoanele care vin la liceu? Și cu activități strict la gimnaziu și pe aici, pe acolo, chiar și la 1-4. Din ce medii provin? Pentru că am înțeles că nu numai în... Acum sunteți în Ploiești, da, dar nu ați lucrat doar în Ploiești. Exact. În educație ați fost și? Am pornit de la licee din provincie, să spun așa, luăm din zona de nord a județului, începem cu Măneciu, în partea de sud avem Ciorani, Valea Călugărească și Bărcănești, dar în al doilea an s-a întâmplat o stabilizare, am intrat pe zona Ploieștiului și de 11 ani sunt numai la acest liceu, Sfântul Apostol Andrei. Unde aici vorbim de copii din mediul, destul de mulți din mediul rural, și atunci constatăm destul de multe lucruri lacune de corectat, care, zic eu, dacă nu există și implicarea lor și a părinților, e cam greu să duci Cred la îndeplinire. Cred că, din punct de vedere psihologic, există cumva așa o...
Nu știu dacă barieră sau i-aș spune o diferență. Copilul care vine de la școala din sat față de copilul care vine de la școala din oraș. Și de ce această diferență? Pentru că școala e la fel peste tot. Da, e o denumire, se numește nișa de dezvoltare, ca să o luăm așa, de început, unde copilul, evident, în mediul rural nu are condițiile pentru. Dacă provine, să zicem, dintr-o familie înstărită, ar exista perspectiva aceasta că se urcă în mașină și desfășoară activități în cadrul orașului Ploiești sau, mă rog, Văleni, de unde provine. Da. Și atunci, evident, se compensează. Dar dacă vorbim de date statistice care ne spun, iată, destul de multe familii dezorganizate, monoparentale, cu părinte plecat în străină. Astea le întâlnim și în oraș, nu doar sigur, la țară. Sigur, dar acolo se simte mult mai pregnant, aș putea spune, cu influențe destul de, aș zice, către zero. Adică, efectiv, trebuie să tragi de copilul acela. Pentru că se întâmplă o anumită traumă. Nu știu dacă e doar o percepție a mea, dar mie mi se pare că acești copii care vin dintr-o școală de la sat sunt mai sufletiști. Adică înțeleg lucrurile cu mai mult suflet, le pasă mai mult de fiecare fleac, de fiecare lucru. Și cred că tocmai în zona asta ar trebui cumva stimulați să aibă curajul de a spune ceea ce simt, de a se duce mai departe. Da. E un pic cam complicat. Da, e bine observația făcută, doar că acolo vorbim de un mediu unde copiii se cunosc. Vorbim de sate și comune, se știu foarte aproape. Între ele. Exact. Pe când atunci când ajungi la liceu, e de asta și se și caută această consiliere a părinților care fac trecerea de la liceu, de la gimnaziu către liceu. E nevoie de altceva, e nevoie de acolo de un consilier al școlii și nu numai de unul, ci de mai mulți. Sau măcar unul în școală, nu să fie unul pentru nu știu câte școli. Da, ne gândim că într-o școală, de un liceu înseamnă 1000 și ceva de elevi, e foarte greu să faci față acestui demers. Și acum, după ce am lansat noi discuția așa, v-aș provoca să ne dați și nouă un răspuns. De ce credeți că am ales noi greu cu educația? Pentru că dacă stăm să ne uităm așa în urmă, 32 de ani s-a ajuns la această situație. O situație din nefericire lăsată așa pe ultimul plan. Și fiecare caută să facă, avem destul de mulți profesori meseriași, da? Profesioniști, care reușesc să-și facă treaba, doar că nu avem un centru de comandă care să faciliteze toate acestea. De foarte multe ori am auzit, bine și nu numai, poate că și eu la un moment dat am așteptat la fel să fiu dirijată să fac niște lucruri. Nu mi s-a spus, n-am făcut. Da. Nu am avut niciun fel de recomandare, n-am știut că trebuie să fac. Exact. Dar oare trebuie să așteptăm să vină schimbarea impusă de cineva de sus? De la o conducere, de la un cu centru? Siguranță, cu siguranță nu. Și aici ține de coloana vertebrală pe care ar trebui să o avem fiecare. Cu alte cuvinte, bun, vreau să fiu un slujbaș sau un meseriaș. Dacă sunt slujbaș, o să semnez o condică și atât. Dacă sunt un meseriaș, atunci voi căuta toate mijloacele. Până la urmă, educația poate fi și distractivă. Dacă ne vom lega doar de conținuturi, atunci e o problemă. Și e grav și o simțim grea și apăsătoare. Exact. În condiții în care iar scriem, hai să lăsăm conținuturile să fie pe baza unor tutoriale, să zicem, sau pur și simplu un curs pe care îl dai copilului iată, avem aceste platforme acum educaționale și hai să fie școala acel spațiu de joc unde musai copilul trebuie să facă și greșeli, pentru că ne ducem după aceea în spațiul social și acolo. Și să fie o dirijare a învățării, o dirijare a captării informației, o dirijare a modului în care să o folosească, pentru că mă gândesc că în felul ăsta aplicabilitatea în viața de zi cu zi și posibilitatea lui de a se duce către alegerile corecte va fi cumva mai într-o lumină. Exact. Nu mai rămâne opacul ăla de care ne tot izbim. Perfect. Da, pentru că noi, mulți dintre colegii noștri se rezumă la această memorare și obosește. Și nu ajută. Exact. De aceea și copilul devine... Renunță mai repede. Exact. Iar scriem la ce ne folosește. De aici cred că lipsește și reflexia copilului. Adică
mai, dar de ce studiez asta? Adică ar fi important să vină și de la el, să caute. Uitați, am aflat asta. Cum ar fi, iată, avem această participare activă a elevului, da? Unde să vină să completeze, să-l completeze pe profesor. Și atunci lucrurile s-ar așeza. Uite, mă bagă în seamă. Eu, de exemplu, fac un demers la care țin foarte mult, destul de repede reușesc să cunosc pasiunile lor. Și chiar reușesc că acum, prin prisma pandemiei, nu am putut să duc la bun sfârșit lucrul acesta, dar în proporție destul de mare, reușesc să le spun pe prenume și atunci înseamnă, are un impact important asupra lor. A, uite, mi-a reținut numele, că fac și aia, iată, cânt la chitară sau arte marțiale, mă rog. Și atunci e altceva, e un alt impact. Și dacă vii și cu experiențe de viață, că aici e o altă problemă din punctul meu de vedere, consider că, iată, cadrul didactic nu are suficientă experiență socială. Și când spun asta, nu știu cât de bine e cantonat el în ceea ce se petrece. Adică un cadrul didactic este important să vină cu noutăți. Este, dar mie mi se pare că aici problema vine din vulnerabilizare, teama de a te vulnerabiliza în fața elevului, pentru că ai trecut prin situații dificile. Am fost elevi so toți what? Și eu am luat nota 3 și țin minte când mi-a spus doamna de fizică cum am luat eu nota 3. Aveam 10 în teză, dar aveam o notă de 3 pentru că n-am știut să rezolv o problemă. Le-am spus și eu fetelor mele, le-am spus și elevilor mei, m-am vulnerabilizat în fața lor și s-a întâmplat nu s-a întâmplat ceva? Nimic, din contră, le-am captat atenția, i-am prins, da, se poate învăța din greșeli. Da, suntem și noi vulnerabili, până la urmă suntem oameni înainte de toate și după aceea profesiile care, și cred că statutele. Atunci capătă mai mare încredere. Da, da, adică se pot destăinui, pot să vină și cu alte lucruri de calitate. Cad barierele comunicării, comunicarea devine mai fluentă și hai să fim cinstiți că o comunicare asertivă bazată pe încredere e cheia pentru un demers de succes, să spunem. Și, nu mai gândiți-vă că poate avem fiecare și noi problemele personale și intri în clasă cu fața așa un pic. Da. De ce sunteți supărată? Și spui, lasă-mă în pace, deschide caietul, pune-le, caietul scrie. Dacă faci asta, înseamnă că e clar, nu ești profesorul care trebuie. Dar dacă o faci, uite, nu mi-am dat seama, uite, sunt în gândurile mele și atunci e altceva. Dar nu trebuie să te expui cu toate lucrurile sau intimitățile sau supărările pe care le ai, dar în momentul în care îți recunoști starea, îți recunoști cumva atitudinea și îi rogi să-ți înțeleagă starea, pentru că și ei trec prin zile bune, zile rele și atunci și profesorul are aceleași stări, te cunosc și prin curaj. Trebuie să intervină totuși o mică barieră și acea barieră este că elevul Îi se pare că îi se dă nas, ca să spun așa, și el urcă, începe parcă să escaladeze profesorul. Și atunci e nevoie de această autoritate și a lui, stai un pic, ok, hai să ne oprim, că depășim. E vorba de respect și de modul acelea, în care respectul îl stabilim în cotele normale pentru un demers de școală, pentru că ne aflăm într-o instituție, nu putem nici chiar așa să ne tragem de șireturi, așa nu? Este. Da, deci care vă să zic că e nevoie de o schimbare în sistemul nostru? Păi tot ni se propune lucrul acesta. Păi eu am auzit de o grămadă de organizații care propun schimbare. Am auzit de o grămadă de ordonanțe de urgență. Așa este. Și nu numai. Mai nou se lucrează la o modificare a legii educației. Educația, dar care este demersul care v-a atras atenția și pe care l-ați urmărit? Păi, dacă ne referim la acest proiect lansat undeva prin 2016, România Educată, chiar așteptăm așa cu interes care ar fi transformările. Și atunci, ținând cont de experiența pe care o am și cum aș vedea eu, e clar că trebuie acționat sistematic și din mai multe direcții. Dacă mergem doar asupra profesorilor, bazei materiale și cam atât, nu știu cât care ar fi rezolvarea. Deci, atâta timp cât nu aducem comunitatea, nu aducem părinții, iată, acum mă refer la un liceu tehnologic. Deci, nu e normal ca la o ședință cu părinții să avem 7-8 elevi. Pardon, părinți. Deci, adică dezinteresați de ceea ce se întâmplă cu copiii dumnealor. Foarte ceea adevărat. Ceea ce nu e ok, da. Da, și e vorba de cam toate liceele tehnologice, nu să zicem X, Y. Lasă-l că se descurcă. Da, bun, îi oferim autonomie, dar unde duce? Pentru că avem nevoie de această orientare, nu? Va termina liceul. Am auzit, mai am cunoștințe cu părinți care, cu copii care au clasa 12, ia, termina săptămâna aceasta. Și nu știu încotro. Exact.
Da, mai apare surpriza că ia și bacalaureatul. Deci poți să mergi la, poți să mergi la facultate. Unde te duci? Stați că nu știu nimic despre mine prea mult. Da, dar oare trebuie neapărat facultate chiar la toată lumea? Păi, dacă ne luăm după părinți, cam, cam da. Lucrul ăsta. Uite, am avut o invitată acum vreo lună, cred, pe Sonia Rusu, venea din partea Romanian Business Leaders, care dezvoltă o grămadă de programe pentru schimbare și pentru susținerea sistemului de învățământ. Unul din ele e Supertici, iar celălalt program pe care, la care lucrează și Sonia, invitata mea, se numește Antrenament pentru viitor. Și antrenament pentru viitor reprezintă cumva o consiliere pentru elevii de gimnaziu și liceu în orientarea spre autocunoaștere și nu numai. Bun. Și spre modul în care să poți să faci o alegere potrivită în viitorul tău. Da? Ori noi avem așa ceva în școală până acum? Încercăm fiecare după posibilități. Dar să știți că lucrurile pot fi, pot fi simple prin însăși natura... dacă vreți, a specializărilor, dacă mă refer la licee tehnologice, sau de ce nu a părinților. Dacă reușim să atragem părinții, că cu siguranță putem să întâlnim părinți care au performat, poate chiar au afaceri. De ce nu am putea să venim, uite, la ora de diligenție, vă prezint profesia de avocat. Eu, ora de... respectivă să o susțină părintele. Sigur, sigur. Da. Eu am făcut un demers de ăsta, dar vă la clasa felicit. 4-a. Da. Am făcut un plan de bătaie pentru că în luna iunie noi totdeauna ajungem în partea de recapitulări, da, nu? Exact, exact. Și am vorbit cu părinții ultima săptămână să le aparțină, am făcut orarul, fiecare s-a înscris în spațiu orar în care putea să avea liber sau trebuia să învoiască de la serviciu și au venit și o oră au predat întregii clase. Firește că era foarte mândru copilul personal în bancă, pentru exact, că mama este acolo, tata este acolo. Așa. Dar au aflat despre ce înseamnă să fii medic, ce înseamnă să fii inginer la căile ferate, ce înseamnă să fii inginer constructor, ce înseamnă să fii asistent medical, ce înseamnă să fii profesor, ce înseamnă să fii ITist, ce a mai fost, ce înseamnă să fii polițist. Bun. Deci au avut un arhitect. A mai fost, deci a fost o nebunie, într-adevăr. Iar copiii foarte încântați, pentru că au aflat că lucrurile trebuie făcute cu pasiune, că trebuie să faci ce-ți place ca să fii mulțumit, fericit, pentru că altfel devine o corvoadă. Discutați despre asta cu elevii? Cu siguranță, cu siguranță. Mereu le spun că odată cu terminarea liceului o umbrelă se închide și e posibil să rămâi așa în spațiul. În spațiu, da, care, iată, ploaie. Dacă ai șansa să mergi către o post liceală sau către o facultate, iar se mai deschide o umbrelă. Mereu le spun că e nevoie să găsim oportunități. Cred că mi se pare cuvântul de bază în zilele de astăzi și atunci am nevoie de dezvoltarea de abilități. Deci nu se pune problema de așa ceva, mai ales în condițiile în care noi chiar facem niște specialiști de calitate pe domeniul estetică. Iată, aranjament și vedeți, sunt foarte destul frumos de multe saloane. Domeniul Horeca, vorbim de restaurante, bucătari, ospătari. Domeniul comerț care, iată, mai apare un mall, mai apare... Da. Deci, iată, putem să găsim imediat forță de muncă pe, în ceea ce îi privește pe dezvoltatori. Și mi se pare foarte important că ies cu o meserie, adică știu exact ce trebuie să fac. Aveți practică? Adică merg în practică? Da, sigur. Cât timp e alocat practic? 3 săptămâni, de exemplu, la cei de clasa 10-a. 3 săptămâni unde, de exemplu, hai să luăm ce știu așa, Selgros, vorbim de Cora, că... În spații mari, în spații, unde exact, se derulează o activitate foarte serioasă. Da. Și acolo pot să capete aceste deprinderi. Dacă sunt buni, ei sunt chiar pe parcursul vacanței, sunt continuatori, pot să-și continue. Foarte frumos! Deci iată un câștig. Da? Iată, la 16 ani deja să ai Aș vrea bani. Să ne întoarcem la România Educată, pentru că am găsit aici, așa, eu am făcut cumva o prezentare a ceea ce mă gândeam eu că o să discutăm noi pentru cei care o să ne vadă pe Facebook și pe YouTube. Și am zis așa că România Educată își propune să fie punctul de pornire pentru tot ce ar trebui să însemne un proiect de țară autentic. De ce proiect de țară? Pentru că cu asta trebuie să începem. Un proiect de țară îmi arată misiunea, viziunea asupra unei direcții clare.
nu pot să, iată, cum de atâtea ori s-a făcut încercare și eroare. Deci, acea metodă primară, aș putea spune, în educație, nu. S-au sedimentat atâtea informații. Mă gândesc acum, iată, testele de evaluare de a doua, a patra, a șasea, așa mai departe. Trebuie să dea niște concluzii și atunci pot acest demers să știu ce vreau să fac. Cum vrea să arate profesorul, cum vreau să arate școala ca bază materială, cum vreau să arate absolventul de ciclu primar, gimnazial, liceal, facultate. Astfel încât idealul educației până la urmă care e, nu? Ca imediat absolvenții să-și găsească oferta pe piața muncii, pe de o parte, dar pe de altă parte e nevoie și de altceva, că pot fi cetățeni. Vedeți, nu știu dacă mai există patriotism. O dată statistică, un studiu în decembrie, da, publicității, preciza două aspecte foarte nocive. Opulența la români, tendința aceasta către opulență, și doi, lipsa simțului civic. Am prins cumva în prezentarea noastră și modul în care este văzută structura a ceea ce ar trebui să însemne școala în România conform acestui proiect România Educată. Și mergem de la învățământul antepreșcolar, preșcolar, învățământ primar, învățământ gimnazial, liceal și mergem la cel superior. Și acum, e evident că partea de educație are o foarte mare importanță pentru că formează în orice domeniu. Îmi spunea un medic, vă mulțumesc, că i-am mulțumit pentru că m-a ajutat să te facă bine, să fii sănătos, e foarte important. Și zice, dar eu n-aș fi aici fără voi, profesorii. Pentru că dacă nu existau ei să mă învețe, eu nu puteam să fiu un medic. Exact. Și atunci, importanța profesiei noastre e clară. Dar pentru asta, pentru a intra în profesie, e nevoie de o pregătire foarte bună. E nevoie de o practică pedagogică absolut riguroasă. Și ce părere aveți? Pentru că din partea de România Educată eu am reținut un aspect care mi-a plăcut și în care aș intra cu drag și se numește mentorat în carieră didactică. Da, sună bine. Sună bine. Dar, în primul rând, ar trebui să ne gândim, apropo de prima parte, formarea formatorilor. Până la urmă, acești profesori universitari, e nevoie să-mi arate că este un model pentru mine, că mi-arată o viziune, mi-arată unde să caut, cum să caut. Și atunci lucrurile se vor așeza și mă voi da seama că e bine să merg către profesorat sau nu, pentru că risc să creez niște traume. Da? Și de atunci, iată, intervine și la nivel de școli acest program de mentorat. Unde... Ați avut vreun mentor? Cred că mentor... Pot să zic așa, mi-aduc aminte doar de câțiva profesori din liceu. Un profesor de fizică. După ce ați intrat în cariera didactică, dacă ați simțit... Nu, n-am simțit. Da, efectiv mi-am spus așa, ce nu mi-au plăcut la profesorii pe care i-am avut. Și evident au venit, mă rog, ne referim la perioada anilor 80, unde statul în bancă cu minte... Obediența, mâinile la spate, unul în spatele celui, la liniște, nu cumva să vorbești. Exact. Mi-aduc aminte, am avut o experiență undeva prin 2004, am ajuns la o bună prietenă într-un liceu aici de prestigiu și când am zis, cum poți să faci față acestei nebunii, era așa o hărmălaie. Da, e clar că avem nevoie până la urmă, când vorbim de mentorat, și de acest act pedagogic, când să-ți dai seama că elevii sunt plictisiți și atunci vin cu ceva care să-i stimuleze, care să-i creeze dinamica aceea. E lucrul ăla care ți se întâmplă într-o zi când nu ți-a ieșit ceva pentru că Gigel a dărâmat clasa. Da, exact. S-a împiedicat ceva. Putem să luăm și de acolo. Eu m-am referit la o situație, dar se întâmplă altfel. Se întâmplă să predau, eu știu exact ce trebuie să predau și le explic și am atât de multe cunoștințe și le spun tot ce știu eu, dar n-ajunge acolo. Deci ei n-au înțeles ce le-am transmis eu și atunci e nevoie de un mentor, cineva care să-mi dirigeze cumva cunoașterea din experiența pe care a avut-o la catedră și să-mi spună ce a funcționat bine, ce n-a funcționat sau cum a funcționat și aș putea prelua o secvență să mă ajute. N-ați avut un coleg care să vă... Da, din punctul ăsta de vedere nu, dar a zice altceva, că acum dacă mă refer la ciclu primar, ca învățător, ai orele consecutive și te poate ajuta.
Dar dacă am, din cazul la mine, am o oră pe săptămână. E foarte greu. Nu se poate compara. Într-adevăr, noi avem un avantaj al timpului. Exact, exact. Adică pot să mă pliez, las că fac ceva, trag o concluzie din lecția anterioară ca să... Așa până și atunci, stai, ce am studiat săptămâna trecută? E destul de complicat. Este într-adevăr, da. Uite că dacă România educată ar presupune niște pași foarte clari, stabilirea unor valori pe care să se bazeze constructul acesta al sistemului educațional și valorile acelea să fie implementate școală, profesori foarte bine pregătiți pentru a transmite mai bine și... Cred că lipsește și altceva la noi. Eu întotdeauna aduc în față lucrul acesta pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult și anume mentalitate deschisă în educație. Da, mentalitate deschisă în educație sună bine. Am fost și eu curios de proiectul acesta pentru că am participat și eu la câteva conferințe superfici. Dar vedeți, până la urmă, cred că fiecare trebuie să-și aleagă o strategie care să facă diferența a profesorul X, profesorul Y, uite. Da? Și asta poate că noi îi dăm o denumire, da? Mentalitate deschisă. Poate îi spunem altceva, dar contează să aducem această prospețime, această energie care să-l facă pe elev efectiv să zică, și atunci să pornim cumva schimbarea de la firul ierbii, pentru că nu trebuie să așteptăm să ne impună cineva schimbarea. Putem să avem curajul să o începem chiar noi, pentru că simțim elevii, simțim emoția, o vedem în ochii lor și odată când îi privești în ochi, evident că știi modul de comunicare. Da, e o barieră, nu mă vede, nu mă vrea, nu-i pasă de mine. Da, în sfârșit am ajuns să-l cunosc și vrea să comunice cu mine și așa mai departe. Da, sigur. Aș mai fi întrebat ceva legat de blocajul pe care uneori îl creează, dar mi-ați spus de ședințele cu părinții, din moment ce ei nu vin să comunice. Da, eu aș vedea un factor important în acest proiect România Educată și am înțeles că deja se discută educația aceasta parentală. Undeva prin 2024 ar fi ideea de a fi implementată, acum nu știu, iarăși, vedeți, sunt prea multe. Sunt doar informații și nu simțim nimic concret. Exact, asta face un deserviciu, educația, zice. Dacă tot îl spunem, hai să începem să lansăm deja lucruri, da? Care să... Și atunci, cu cât vom fi mai bine informați, cu atât atunci când se va lansa efectiv proiectul, clar avem, se va face lumină și în mintea unui profesor. Altfel, e frumos, mai creează o frustrare, iarăși se mai lansează ceva. Da, și totdeauna auzim doar vorbe, nu simțim că se întâmplă lucrurile, într-adevăr, că nu sunt puse în funcțiune, rotițele nu se mișcă așa cum am vrea noi. Vom pierde efectiv niște oameni care vor gândi, ok, ce mi oferă România, și atunci voi emigra. Vă dați seama cât de vastă e toată discuția asta despre educație? Sigur, de asta e și greu în educație. La fiecare emisiune ajung așa în partea de final și parcă mi se pare că nu ar trebui să se termine, ar trebui să continuăm să discutăm. Însă, eu vă mulțumesc pentru că ați ajuns azi, dar nu vă las să plecați, nu înainte, de a vă ruga să adresați un mesaj. Ce gândiți dumneavoastră că ar trebui să spunem unui profesor din România, oricărui profesor din România? Și dacă a zice că sunteți cei care asigură viitorul țării, sunteți cei care contribuie la evoluția acestei țări și atunci trebuie să vă dați tot ceea ce considerați dumneavoastră că ar fi necesar pentru această țară în care, iată, trăim cu toții și să trăim din ce în ce mai bine. Dar pentru părinții elevilor pe care îi aveți. Dar pentru părinți. Fiți responsabili, ați dat naștere unor ființe care trebuie să-și găsească sensul în viață. Cei 7 ani de acasă, mă rog, acum sunt vreo 5, sunt vreo 6, trebuie să-i considerați cei mai necesari pentru formarea acestui caracter al copilului dumneavoastră, al copiilor dumneavoastră. Și atunci, cu siguranță, nouă ne va fi mult mai ușor să realizăm ceea ce poate și dumneavoastră vă doriți. Și ei își propun să realizeze.
Și nu vă las și pentru elevi, pentru că aveți niște elevi la o anume vârstă și atunci nu le mai spun copii, spun doar atât. Pentru elevii dumneavoastră, pentru ce mesaj aveți? În funcție de vârstele lor să nu renunțe, pentru că șanse sunt, oportunități vor fi. Așa cum mi s-a întâmplat și mie ca a doua șansă, iată, să fiu cadru didactic, cu siguranță se va găsi și o soluție pentru fiecare dintre ei. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru discuția noastră de astăzi. Rămâne de văzut ce schimbări aducem și cum putem să contribuim la aceste schimbări, dar despre toate aceste schimbări și despre ce putem face, mai avem de vorbit și mai avem de vorbit mult, dar până atunci, cred că ar trebui să începem să și facem, ca să povestim concret cum putem să mișcăm lucrurile, adică într-o școală, cum se întâmplă o lecție frumoasă, într-o școală, cum pot veni copiii cu plăcere, într-o școală, cum pot să formez acel viitor de care avem nevoie cu toții. Până data viitoare, la revedere!